Te rog de alea din buzunar să mi le dai înapoi. Femeia vede tot? Nu cred că... Eu n-am observat. Dai telefonul tău. Noi de timp sigilăm aceste pungi și tu ești aici să te asiguri că toate sunt sigilate. A pus telefonul lui. La fel. Mă. Te oferi? Mai vreți? Dorești tu? Perfect, perfect, perfect. Chiar te rog. Nu că mi-e teamă că dispare. Nu serios, dispare. Serios, am vrut să scot telefonul. Am primit cadou. L-ai primit cadou? Da. Trebuie să-l scoți puțin. Nu vrei să știi de ce și de la cine. Ok, nu intrăm în detalii. Nu vreau să știu, dar te rog frumos să-l scoți din buzunar. Te rog frumos să-l pui pe mut. E stins. E stins, e și mai bine. E funcțional măcar? Da. Ce, crezi că mă dau mare? Nu e altceva, este doar telefonul tău. Da. Mulțumim foarte frumos, poți să poftești la loc. Aplauze. Și punga. Te-au luat telefonul, hai vină la loc. Perfect. Mihai, totuși de data asta vii să mă ajuți puțin. Deci, mă urmărești? Vreți cu orice preț să strigați numărul vostru, bine? Este în regulă. Este un risc pe care ni-l asumăm. Adică, eu vă spun, dezastru pândea. Că era treaba cu nevasta, că era telefonul lui care putea fi distrus. A fost așa, pe muche tot. Da, este aici telefonul lui. Da. Eu te voi ruga pe tine, în 2 secunde, să amesteci cât poți tu de bine aceste punguțe. Deci, dar și mai important... Este telefonul lui Chelu într-una dintre pungi. Se va întâmpla ceva îngrozitor aici. Nu vreau să... Deci de ce să uitați când le amestec? Nu, nu. Noi, nici din sală, amestec acolo, lateral să nu se uite și te rog chiar și pe tine, uite de undeva în sus, te rog doar să le amesteci, să te asiguri că nu mai știm unde este, se vede? Nu, cred că îți jur, neacătă pe sfânta mea cruce că nu mai știu unde e telefonul tău în secunda asta, îți jur. Perfect. Perfect. Pune-le într-o linie. Să le vedem clar pe toate și îți mulțumim din suflet, dar înainte de asta, da. Vreau să lămurim câteva lucruri. Nu, nu mă însor cu Vancea. Tu nu ești aici pentru că ne cunoaștem. N-am vorbit nimic de dinainte. Nu. Eu nu te-am văzut dezbrăcat. Tu nu m-ai văzut dezbrăcată. Eu da. Așa, bun, să trecem la asta. Deci nu ne cunoaștem, hai să clarificăm. Asta e important. Da. Dar de ce ai vrut să clarifici neapărat treaba asta? Ca să nu creadă cei de aici că tu ești complice în acest număr. Nu, și uite dacă eu mai fac un cu asta. Perfect, pune-le și într-o linie. Perfect, îți mulțumim foarte frumos, că ți-a meritat toate aplauzele. Da. Mulțumim. Domnule, cum amestecă Bendeac, pungile nu le amestecă nimeni. Cred că a jucat Alba Neagră când era copil. Da. Ideea este destul de simplă. Vom încerca să testăm conexiunea dintre... Tine și telefonul tău. Unde ai crede tu că este telefonul tău? Uite, trec așa cu mâna peste ele, poți să spui stop. Revin, nu? Revin. Stop. Nu, cealaltă. Cealaltă. Cea mai lungă. Asta este alegerea ta. E sigur de ea? Nu. Nu? Dar fac o alegere, chiar dacă nu sunt sigur. Atunci voi păstra asta ca și alegerea ta. Nu-ți mai pot schimba alegerea. Delia, te rog să spui stop. Unde tare crezi? Clar, unde dorești tu. Stop. Aici. Da. Păi lua o forfecă și verificăm dacă e sau nu telefonul lui Chelu acolo, bun? Așa. Era iPhone, așa? Cred că da, nu știu să... Nu știu. Era. E un cuvânt bun. Dar nu este acesta. Avem doar alegerea ta și eliminăm. Pe 3. Băi, fetelor, voi sunteți în gașcă cu violenți ăștia? Eu, când aveți grijă că anturajul poate să strice, mai bine veniți cu mine și cu Andrei. Aceeași variantă. Stop. Stop. Aici? Mhm. Ia, eu sunt un om mai modern. Mie îmi place să abordez altfel lucrurile. Hai să aducem iBlender-ul. iBlender-ul. Excelent. Am blender-ul. Perfect. Țineți minte ziua. El vrei să te răzgândești în legătură cu alegerea ta? Nu? Funcționează? Oameni foarte hotărâți. Mai bine puneați lapte. Așa. E ok, nu vom afla niciodată. Mulțumim frumos. Asta ce e de băut? Da, e un suc de mere. Da, dai ca un suc pentru tine. E un suc de mere. Perfect. Vrei să te răzgândești? Eu? Da. Nu! Adică sănătatea voastră și integritatea. Nu, nu ți-am dat telefon. Vorbă, chiar ești mie parte cea mai interesantă. Vino puțin alături de noi. Vrei să le sparg eu? Normal, dar nu o să fiu eu de vină pentru telefonul sau hai să fim serios. Aplauze. Pe care? Care? Am, care dorești tu. O să-l culc, că mi-e frică că... Te rog să-l culci. Dai, dă-mi voie să-l trag mai încoace. Eu vreau să... Aoleu! Oprește-te, gata, l-ai spart. Nu imaginez că... Care îl desfacem? Acesta sau acela? Păi nu-l sparg și pe ăsta? Nu știu. Hai să vedem ce avem. Te rog. E al tău? Cred că da. Nu cred că e al tău sau nu? Posibil. Oricum, pe noi ne-a ajutat enorm de mult și cred că chiar merită aplauze. Nu știu dacă ați observat. Obositor. Aplauze.
Domne, sunt foarte bun, domne. Domne, sunt foarte trist, domne. Telefoanele au dispărut. Citești, magician, că ai făcut să dispară trei. Recunoașteți că ar fi fost mai amuzant dacă îl nimeream. Tu îți dai seama că eram pe cale să... Dacă nu-mi lua punga din față, urma să dau cu ciocanul și în ultima pungă. De asta ar fi fost amuzant. Cumva știam că umilul meu telefon primit cadou va supraviețui. Am încercat doar așa, să văd dacă pot să stric și eu acest număr de magie cumva în stil Bendeac. Și?